Sorin Chifiriu, muzician rock prea puțin cunoscut în devenire artistică din primii ani 70 încoace, antrenând sau întărind nume de marcă în istoria genului. Modestul portret din această emisiune rămâne dator din start cu fapte de arme răsunătoare ale unui personaj răzvrătit, deodată ce a fost și inventiv și dezinvolt și eclectic și sarcastic, auto și ironic, excentric și iconoclast. Aduc aminte de piesă. Bla, bla, bla. Vorbim serios sau glumim? Serios este probabil singura trupă de muzică de rock românească, iar așa pe glumă suntem în stilul no wave. Deci și tot despre public mai aveam una foarte interesantă, dar nu mai știu eu acum, am uitat. Eu mulțumesc, mă bucur că am bătut câmpii cu grație. Curtea Veche numărul 43, grup înființat de conservatoristul Sorin la sfârșitul lui 74 cu Nicușor Curta la bas și Traian Sasu la top. Apare încă un tânăr chitarist în vervă al acelor ani, Florin Ochescu, iar la bas ajunge Florin Iordănescu. Această piesă a figurat pe al doilea disc colectiv Electrecord din seria formații românești pop. O colaborare inedită va fi aceea cu Mircea Florian ca solist, dar și textier, la rândul său fiind acompaniat de grup la înregistrarea unui disc mic. Conservator a pornit treaba, pentru că atât Traian, ăsta era percuționistul, cât și Nicușor Curtea, Dumnezeu să-l ierte, a murit acum câțiva ani, erau pe acolo, deci unul făcea compoziție, altul făcea percuția. Nu mi-amintesc eu bine dacă de-aia ne-a venit ideea, dar în orice caz trupa a fost făcută cu colegi de conservator. În 1977, după mai multe schimbări de componență, grupul dispărea de pe scenele capitale. Sorin Chifiriuc și nu numai el continuă. Aici o piesă compusă de Florin Ochescu în tradiția marilor chitariști ai perioadei, descoperită recent în arhiva Radioului Național. Separat, și Sorin Chifiriuc și el aveau să treacă pe la Iris, lăsând urme adânci. Mai mult, în anii 90 aveau să cânte din nou împreună. Din fericire, al patrulea bunul meu amic Florin Ochescu, nu era profesionist și în sensul conservatorului, știi? Și el cu ce a venit de afară, cu ce i s-a iertat să ducă de afară, cred că ne-a făcut foarte mult bine pe vremea aia, pentru că altfel probabil că am fi fost chiar mai serios și mai absurd decât am fost. L-am adus pe Sorin Chifiriuc în 1978. Noi în 1977 ne-am lansat la Polivalentă, la concertul acela de la surpriză, care ne-a băgat Aurel Gherghe și îi mulțumim foarte mult. Acolo, pur și simplu, sala a explodat, ca în filme, greu de povestit, așa că... Și din momentul ăla am fost și am înregistrat noi, în trio-ul. Aveam trei piese, dacă nu mă știu, trei sau patru, pot să greșesc. Era Țara Adevărului, Lumina Zilei și mai era încă o piesă sau două. Oh,
asta era o trupă primitivă așa, Nuțu nu cânta cum cânt acum, însă cu foarte, foarte multă energie și chestia asta mi-a plăcut la nebunie. De fapt, trupele mele preferate pe lângă ce făceam noi, probabil că mă preferam și pe mine pe vremea, dar în orice caz, foarte dragă mi era de experimentalul din Cluj și de, și de ăștia și de Iris, exact din cauza energiei și din cauza unor, cum să spun eu, ei în piesele lor aveau foarte multă sălbăticie așa, și asta nu putea fi cuprinsă în compoziție dacă erai la conservator, de unde și atracția și tentația. Sorin Chifiriuc în locul fondatorului Iris, basistul Emil Lechințeanu, emigrat în ultimii ani 70. Ei s-au reîntâlnit pe scenă după aproape 20 de ani, cântând repertoriul propriu și de preluări din epocă. Sorin n-avea să stea mult cu Irisul, înființând cu basistul Marti Popescu grupul Domino. Din ultima formulă Curtea Veche l-au urmat bateristul Radu Mihai Răducanu și chitaristul Bogdan Stănescu. Sorin a zis, domnule, cânt eu la basa asta, vedem cât. Și am început să facem spectacole prin, la Petru Fișandor în București în fiecare joia. Aveam un program, două, trei românești, patru și restul numai Aerosmith-ul, Tin Lizzy, Sex Pistols, o grămadă. Tot ce se cânta. Eram un tonomat noi, cum s-a spune. I-am îndopat eu cu tot felul de dihănit astea, de Aerosmith, de Tin Lizzy. Că era 7-7, bineînțeles că am cântat și Sex Pistols, ceea ce acum mi se pare chiar super amuzant, știi? Te gândești la Iris, că cântau ei punk. Da, interesant. Nu le mai știu pe toate, dar trupe de hard rock de prin perioadă. Cartea cu jucării, să mințim, să povestim, să știam și să încă nu știu. Păi noi cu Domino nu cred că cântam punk, drept să spun. Aia a fost o trupă care s-a așezat așa. Deci pe lângă muzica progresivă cu Curtea Veche, pe lângă abulia aia maximă, cred că mi-e și frică să mai ascult, dacă mai prind fragmente de ale. Bine, mi-e frică să ascult și Gentle Giant acum. După aia, după Iris, urmează și un moment în care trece așa în normă, nu știu cum să spun. Deci făceam un fel de muzică, cum eu spune astea, eu spune middle of the road. Da? Ceva normal așa, cât de cât normal, dar bineînțeles, cu oarece imaginații pe acolo, adică prefața li s-o fi părut unor oameni, că era mare muzică alternativă. Probabil că era mai ales datorită faptului că intram deosebit de prost pe vremea aia. Mă imita foarte bine Mirabela Daur, adică păcat că n-ai prins vreodată o versiune când cânta ea prefața pe care o învățase altfel. Adică culmea, piesa circulase la un moment dat, se dăduse pe radio și învățase și mă imita grozav, era ceva senzațional. Melodia prefață a fost editată pe discul Cluba din 1981. Încă un disc mic Domino a apărut într-o perioadă în care un simplu proiect ajunsese în anticamera consacrării. Ai venit aici să vezi cum cad pe seară stele fântânii. Ai venit să vezi umbli prin grădini, pomii îți arunc acum.
aruncă roade mâine, odihnă ca să-ți dea drumul șerpuie sub pas. Odihnă ca să-ți dea șumul șerpuie sub pas. Hergelii de cai ți se închină, vile se întind în zări și te iubie, totul numai pentru noi. Chiar și soarele, marele, soarele, marele care n-a născut, luminat să nu fim doi. Totul ca la început. 81, mare succes la Costinești, Costineștiul fiind rampa de lansare, precum probabil ți s-a mai povestit. Deci o vară la Costinești, în momentul ăla, era un lucru foarte important. Mai aveai nevoie de o piesă sau două și ceva apariții în media și ăla era. De pildă așa s-au lansat Compact sau așa s-or fi lansat Holograf sau nu mai știu cine o fi trecut, Metropol. Bun. Deci noi eram pregătiți, numai că n-am reușit să facem pasul următor. Nu mai știu, deci, abana. Ba știu, dar nu vă spun. Că nu e emisiune politică, e emisiune despre muzică. Aerul rănit, gânduri se-ntorc la starea de vânt. Așa e. Sorin Chifiriuc la Sphinx, urmându-l pe postul de chitarist, pe fostul coleg de la conservator și prieten, Dan Andrei Aldea, o misiune deloc ușoară. Colaborarea cu Sorin Chifiriuc a fost, a dinamizat trupa. Deci Sorin venea din formația Domino, care cântau un fel de punk melodic foarte interesant. Mi-a plăcut foarte mult ce cântau ei cu Domino. Și în momentul când ne-am întâlnit în trupă și am avut și norocul să cântăm la clape cu Duro a Preotesei în aceeași perioadă, a fost o combinație foarte interesantă. Dinamicitatea lui, eu cu Bibi veneam din vechiul Sfinx cu anumite, cum să spun, stil armonic și știam să cântăm într-un anumit fel. Iar Doru a Preotesei, care venea din Timișoara, cu influențat puternic de muzica de acolo. Și atunci discul albastru ăsta, an după an, a fost o îmbinare a tuturor tendințelor. Deci de la piesă la piesă, practic, se schimba totul. Dar pentru mine a fost o experiență foarte interesantă și discul e foarte valoros.
O secvență antologică într-un film apărut cu multe tăieturi din partea cenzurii, regizat de Constantin Păun. Una dintre puținele mărturii ale atmosferei din stațiunea Tineretului Costinești, locul în care au devenit celebre majoritatea trupelor rock din anii 70-80. Program foarte clar, erau foarte bine pus la punct din toate punctele de vedere, ceea ce este remarcabil, și erau în planul funcțional. Deci era un program de spectacole, un program de administrație, un program de câștigat existența, etc., etc. Nu o să-l povestesc tocmai eu, dar în orice caz în regulă. Și am participat la chestia asta atâta vreme cât a fost timpul, adică atâta vreme cât a fost posibil. Pentru că fiind acolo vorba de oameni, de structuri diferite, e normal că chestia asta durează cât este dat să dureze. Ne-am despărțit în străinătate, prin 85 să fi fost o chestie de genul ăsta. Eu am rămas cu formația academică, cu celebrii frați Romcescu și cu numai puțin celebra Olimpia, după care am bătut lumea în lung și în lat. Până în China n-am fost, dar până în Groenlanda am ajuns. Pasăresura. Roata a apărut la ideea lui doamna Dida. Deci doamna Dida a zis: păcat de voi, mândrețe de muzicieni, adică eu și Elena, abia întorși din străinătate, și hotărât să facem muzică de studio. Piese, așa, de genul Basarabescu, sau... nu? Sau Urdeanu, la urmă, nu?
sau muzică de scenă sau nu știu ce și a zis, nu, nu se poate, locul vostru este pe scenă, încă nu știu dacă o fi avut sau nu o fi avut dreptate, tot încerc să verific chestia asta, dar în orice caz ideea a fost a ei, ceea ce este strălucit, adică bine. În 1988, chitaristul și solistul Sorin Chifiriu concepe un nou proiect muzical, Roata, împreună cu Elena Perianu, claviaturi și Vali Badea bas, plus un baterist electronic. Cu Tida au colaborat doar la început, iar de curând chitaristul i-a scris solistei câteva melodii pentru ultimul disc. Importantă rămâne muzica ciudată până la experiment a grupului Roata pentru perioada imediat post-decembristă în România. Trupa este primită cu interes în mai multe țări occidentale, Italia, Belgia, Franța și Ungaria. După o jumătate de disc în 91, formația editează un album propriu anul următor, Va fi, Lazare, va fi. Tinerii melomani n-au primit ușor o muzică alternativă, cum puține altele au fost compuse în România anilor 80. Noi facem propunerile la care ei poate să răspundă da sau nu. În orice caz, suntem puțin cam răi, nu prea răspundem la solicitări. Adică noi nu facem la comandă muzică. Vreau să spun că noi facem muzică pentru primii 10 băieți din clasă. Adică băieți sau elevi. Știi că o clasă de elevi are 30 de oameni. Primii 10 sunt aia cărora ne adresăm noi. Nu la modul obligatoriu, numai că se întâmplă, probabil că noi am făcut parte din cei care erau primii 10 în clasă. Asta e, așa e în viață. Noi ne-am ales primii 10. De aici încolo, fără supărare, e deschisă competiția să fii până la locul 10 într-o clasă, la școală, nicio problemă. Vremea când operam muzică progresivă, eram la un grad de conștiință destul de redus. Deci toate judecățile țineau de orgoliu, nu neapărat de competență. Și competența se reducea în a face o piesă, dar a o aprecia estetic și dacă sunetele alea, lănțurile alea sunt bune sau nu, departe de mine. Ne trebuie un om cu minte foarte mare. Doar el ne va scăpa el singur de piața rea. Și vom vedea cu toți de toate, noi vom avea.
va scăpa el singur de piața rea. Și vom vedea cu toți de toate noi vom avea. Mai tare, cel mai tare e omul cu minte. Cu minte, nu cu minte, fără cel care minte, nu. El ne va explica ce vrea, ce vrea. Tonomatul care era în jam session-urile anilor 70, Sorin Chifiriuc, s-a întors după 20 de ani. La inițiativa televiziunii de a produce un spectacol cu șlagăre rock'n'roll și rhythm and blues, chitaristul a răspuns în serial, mai întâi cu o colecție de reluări celebre în compania mai vechilor săi colegi și nu numai, apoi cu o serie de noi înregistrări în Radio România în limba română îngrijită de Florian Lungu. Electric Red Rooster a fost ideea numelui nu este așa de fericită, adică ca dovadă am și părăsit varianta asta, deci n-am continuat să ne împărțim între două nume, deși aveam aceeași componență, însă uite, la modul involuntar și datorită unui domn, datorită lui Mihai Godoroja, nu știu cum să spun eu bine chestia asta. Deci el mi-a dat o idee bună, care la mine a prins foarte bine și care la el probabil arăta cu totul altfel. El nu știu ce își propunea cu ocazia asta. Și a propus de ale lui. Important e că câteodată ajutorul îți vine în modul cel mai neașteptat și din direcțiile cele mai neașteptate. I won't love you again, love you won't be for daylight. I would love you, I'd kiss you, I'd love you before while I got my eyes on a woman on a phone, of course I would love you, I'd kiss you, I'd love you before. Trupa se face clar pe prietenie, pe suflet și pe capacitate de comunicare. Un om destul de neliniștit și caut să-mi găsesc locul cel mai bun pentru momentul în care mă aflu mereu. O stare de independență care îmi convine. Ai pățit și tu ca mine, pazea rea te urmărește tot mereu. Patru găuri, numai patru la canal, și pisica neagră taie drumul tău. Dar eu spun, hei și, hei și, ce-ți pasă? Hey, she, hey, she, hey, she, hey, she.
13, 14, numai 13, 14. Și țigara ți se stinge după un pum. Tot cu gol, cu gol în față ieșiți și cu stângul ai pornit la drum. Te-ai mutat și-ai spart oglinda. Dai să pleci, dar te întorci. Ai uitat ceva. Ei pe masă toată sarea s-a vărsat și tot cântă cu guaua. Dar eu spun, ei și, ei și, ce-ți pasă? Ei și, ei și, hai, lasă. În martie 2004, Chifiriuc a revenit după concerte disparate cu Roata sau ca invitat al diverselor grupuri cu un proiect muzical nou și firește inedit, Doi Galbini, alături de un baterist și mai multe chitare. Căutarea și spiritul novator au rămas un adevărat mod de viață, în ciuda declarațiilor chitaristului Modest. Să fim serioși, eu n-am făcut niciodată muzică nouă. Deci poate să fi făcut muzică la conservator și nici atunci. Aplicații de teme și imitații cât se poate mai grosolane după progresul vremii, după progresivul vremii. După aia Cer Violet, piesa aia exista deja când s-a făcut. La Domino, stilul ăla exista atunci când îl cântam, etc., etc., cu Iris, cu tot. Iar la Roata, cu atât mai puțin. La Roata, plagiatul a luat forme aberante. Niciun fel de problemă, în sensul că am cântat la New Order, la Cocteau Twins și la Smith de Ne-am Zăpăcit. Dar asta e, lumea nu știe, adică avem noi o hibă cu informația pe teritoriul ăsta. Deși există întotdeauna unul care știe, nu știu cum Dumnezeu, și treaba continuă, stimați respectatori. Adică viitoarele compoziții sunt de fapt compuse de mult, acum deja 4-5 ani. Dar mai trebuie să le și descopere și al doilea, ca să se confirme ce vă spun eu aici. În general, domeniul este de muzică tradițională, fie ea blues, fie ea alternativ. Căutăm mai curând momente. Adică, ce să spun, poate e o tâmpenie, dar ambiția aia din spate este să reușești să cânți un acord la chitară și el, dumnealui, să bată în tobe precum a bătut cineva prima dată. La începutul timpului e absurd să te gândești că totuși e chitara electrică. Dar măcar precum a făcut primul om riful pe chitară electrică, asta poate că e prin 1930. Mare parte din motivație pentru chestia asta este să te duci la început. Habar n-am care o cauză culminare? Interpretează cum vrei, că e de bine, că e de rău, că e de nu știu ce. Nu e din nostalgie. În orice caz este regret că n-am făcut chestia asta de la bun început. Regret că m-am tot învârtit în căutări și nu știu ce, pentru că, de fapt, se poate sta liniștit pe start. Înțelegi? Se poate liniștit face o piesă dintr-o formulă. Se poate face liniștit o mare muzică dintr-o bătaie super monotonă de tobă și așa mai departe. E foarte interesant și foarte incitant. Și foarte, deci incitant, nu, e asta, ai o challenge, cum se spune la români? Provocare. Challenge. Ai o provocare, da. E un meci grozav. Hey, mas miercuri! La Ciuiero. E zi, e dale. La Ciuiero. Dulero. Braga n-ai, braga n-ai. Thank you.
când mă mânghiem. E și ele tale când mă mânghiem. Tu-l rom, tu bragă n-ai, bragă n-ai. Sur în rom. Tu-l rom, bragă n-ai, bragă n-ai. Niște jucării în spate. Spune-le altfel. Decoruri. Deci sunt decoruri de la un spectacol. Am impresia că destul de multă lume se ocupă de chestia asta în spectacole de rock. Adică se face prin teatru, dar văd că rockerii nu pă îndrăznesc să își pună costume pe ei, să se așeze într-un ambient anume. E un decor, a ieșit dintr-o joacă. Ți-a fost propus sau ai avut nevoie de el? Nu mai știu cum se întâmplă. Evident că e nevoie de el, dar asta nu știam înainte. De fapt, toate adaosurile astea sunt făcute ca să ușureze o cântare, care probabil că altfel e dificilă să vii să vezi doi zăpăciți cântând. Unde s-a mai văzut chestia asta în rock? Probabil că
e și ultima trupă de doi în România, după pronosticul meu, după modestul meu pronostic. Odată din cauza asta, că trebuie să te ocupi de mai multe, și altă dată pentru că vă spun eu sigur, e foarte greu. E greu să cântăm doi. Să explici niște hârtii, doamne. Arta modernă. Da. Cât despre proiecție? Tot așa. Tot de acolo provine. Deci este o lucrare a cărei răspundere a fost predată unor prieteni care se ocupă de chestia asta. Și ei își fac treaba lor, noi ne acoperim porțiunea sonoră. E o legătură evidentă între ce vedem pe ecran și ce cânți, sau iar ne vom chinui să înțelegem? Fiecare ce poftește. Dacă poftește să aibă vreo legătură, bine. Dacă nu, iarăși bine. Nicio problemă. Nu vreau să se chinuie nimeni. Nu vreau să se chinuie nimeni. Ah, da, Andrei zice bine.
Există și standarde în repertoriul vostru? Care ar fi cele? Să înțeleg niște piese cât de cât cunoscute, cum ar veni. Da? Standardele sunt considerate tocmai niște chestii nasoale, apropo de duete, știi? Adică unul din genuri pe care îl cântăm pe aici este, că în general e muzică alternativă, îi pot spune un grup de muzică alternativă, dar una din proceduri este blues. Bluesul la noi este D-Delta. D-Delta este Danube Delta, ca să ai o localizare care să semene și cu ce vezi, cu ochiul, dar nu cu urechea. Avem și noi standardele noastre, să știi. A, de valoare. Standard, da. Se cam schimbă puțin muzichia, adică tocmai că nu e standard. Soare, dar nu-i baie. Noaptea de sub soare, mâine nu știi ce va fi. Apa te pătrunde, ca o rope sub vii. Se modifică și cântecele, se modifică și decorurile și costumația și întâmplările și așa mai departe. Nu știu încotro se duce. Se pune totuși problema chestia, ca la un moment dat să stabilizați o formulă de show, un repertoriu, oricât de larg ar fi el. Nu se pune. Nu se pune problema asta. Se aduc mereu piese noi. Eu am o problemă cu chestia asta. Eu le învăț mai greu. Ele nu apucă să se sedimenteze așa cum mă gândesc eu.